Amurgul noapte se revarsă și parcă-mi spune cineva că unul din noi doi nu lasă să treacă nopțile așa, fără un sărut, o mângâiere, o șoaptă plină de amor, fără a descoperi în tăcere multe împliniri a viselor. Privește-mă și vezi cum sufletul te cere, ascultă-mă și vezi cum bate inima. Iubește-mă și am iubit-o din durere, sărută-mă și alintă-mă cu dragostea. Mă întreb cum s-a născut iubirea, de unde oare a pornit. Încerc să-i dau destăinuirea, să o înțeleg la infinit. Cum s-a născut dragostea noastră și s-a legat între noi doi, dintr-un miros de floare albastră, ori un sărut de buze moi. Privește-mă și vezi cum sufletul te cere, ascultă-mă și vezi cum bate inima. Iubește-mă și am iubit-o din durere, sărută-mă și alintă-mă cu dragostea. Sufletul te cere, ascultă-mă și vezi cum bate inima. Iubește-mă și ia-mă murgul din durere, sărută-mă și alintă-mă cu dragostea. Privește-mă și vezi cum sufletul te cere, ascultă-mă și vezi cum bate inima. Iubește-mă și ia-mă murgul din durere, sărută-mă și alintă-mă cu dragostea. Și alintă-mă cu dragostea. Dragii mei, invitata mea de azi este un reper în lumea oamenilor de televiziune. Ea conturează adevărul în așa fel încât ori năucit de uimire și îndrăzneală, ori neputincios și plin de dispreț, să poți exclama că viața este spusă și desfășurată nedrept de multe ori. A făcut ca întunericul să poată striga. A dărâmat prin vorbe și fapte concepții întregi, mâzgălind luciul confortabil al nepăsării. Este autoarea mai multor volume de succes și regizor de televiziune, premiat, iar începând cu anul 1991, a realizat celebrul serial care descrie nedreptățile din perioada comunistă, denumit sugestiv Memorialul Durerii. A spus demn și corect povestea și a așezat vorba lângă imaginea cea mai potrivită. Doamnelor și domnilor, creează acest om ideea, creează figuri din istorie, jucându-se cu mintea, luptând până la capăt pentru un ideal și personal nu pot să nu am toată admirația, sentiment ce ar trebui să-l nutrească toți față de munca sa, pentru că nu face nici film, nici pasiune, nici măcar o meserie.
ci spune adevărul. Adevărul în cea mai nobilă notă, cu vocea sa inconfundabilă. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru doamna Lucia Hosu-Longin. Trebuie să știi că ar trebui să iau o piatră în gură, că după 30 de ani de televiziune, de realizări, e prima dată când sunt invitată într-un platou de divertisment. Suntem onorați, stimată doamnă. Vreau să vă spun că mă bucur pentru câteva lucruri. Sunteți născută în Brăila. Legătura mea cu Brăila este aceea că mentorul meu, cel mai mare descoperitor de talente pe care l-a avut România, George Grigoriu, este brăilean. Da, așa este. Și-ați copilărit o perioadă bună în Ardealul istoric, nu oriunde, ci la mine, în județul Cluj, la Călata. Așa doamna e. Lucia, vreau să vă spun că sunt onorat că în această emisie sunteți prezent aici și... Cred eu că după atâția ani în care România noastră dagă v-a fost la braț, colegă, spunându-i povestea, sunteți în măsură să ne spuneți dacă vă e dragă, dacă merită ea statutul de azi. Așa este. În primul rând vreau să-ți spun că am venit în emisia ta pentru că îmi place emisiunea, îmi place titlul ei, îmi place... talentul tău, vocea ta minunată și îmi place repertoriul tău, inspirat și din poezia mare a Basarabiei. După părerea mea, ai făcut mai mult și faci pentru întregirea României decât mulți oameni politici din țara asta. Pentru că te-am văzut în concerte spectaculoase în Basarabia, în Moldova, Republica Moldova, cântând din Grigore Vieru, pe care și eu îl iubesc și îl admir, și din atâția mari poeți basarabeni. Eu îmi iubesc țara, că dacă n-aș fi iubit-o cu simțămintele unui ardelean, pentru că mama mea era din Călata Huedin, n-aș fi făcut acest film. Mă înfioară tot ceea ce este istorie în această țară și pentru asta am făcut 30 de ani de investigare a trecutului și acum, în ultimul an, în ultimii 2 ani, am făcut această serie cu oamenii mari care au făcut România mare. Acei oameni mari pe care istoria comunistă i-a șters din memoria ei, pe care nu i-am învățat la școală, de altfel filmele mele se numesc O istorie care nu se învață încă la școală, și a trebuit la 100 de ani, la centenar, să ne amintim de ei, să ne amintim ce oameni minunați au fost, să ne gândim dacă ceea ce avem astăzi în politică seamănă, nu seamănă deloc, cu ceea ce am avut la 1918. Proiectul de țară pe care l-au avut acești oameni și pe care România de azi încă nu-l are. De asta am făcut filmele și m-am străduit pentru ele. A fost o investigație foarte grea, pentru că, așa cum vă spuneam, istoriografia comunistă i-a șters din catalogele ei, dacă vreți, și a trebuit să reconstituim cu ajutorul unor istorici care au avut temeritatea după 89 să facă aceste biografii. Îți mulțumesc că m-ai invitat, ești unul din preferații mei în muzică și am vrut să vin așa într-o pauză să văd colecția asta de tablouri excepțională, care arată cât de solar ești, cât de frumos ești pe dinăuntru. Sărut este mâna. O pictură minunată. Vreau să vă spun că aceste picturi vor face parte dintr-o expoziție pe care o realizez tocmai la Brașov în luna mai. Expoziția se cheamă Flori de Rouă. Este hobby-ul meu, dacă vreți, pictura, doamna Lucia, și am încercat prin lucrul acesta să deschid un proiect caritabil care se cheamă Arbai Fuego și care sprijină artiștii foarte talentați. Știu că ai făcut multe lucruri bune pentru ei și te felicit. Cum vedeți România de azi, România anului 2019? În orice caz, departe mult de ce se întâmpla la 1918, de capacitatea de unire, de înțelepciune, de curaj extraordinar.
de eroism a generației de la 1918. Am speranța însă că lucrurile se vor îndrepta. Nu știu de ce, am speranța că la aceste alegeri care vor urma în serie, poate românii vor gândi mai mult, vor chipzui mai mult și vor alege cu mai multă siguranță. Și sigur că visul meu, ca și al dumneavoastră, ca să se întoarcă, să sorbim prutul dintr-o sorbire și Basarabia să întoarcă la patria ei mamă, acesta este, după părerea mea, unul din proiectele de țară pe care nu le regăsim nicăieri. Vreau să vă mărturisesc că m-am bucurat pentru că mi-ați oferit această carte, Oamenii mari care au făcut România mare, despre care vorbiți aici. E vorba de Vasile Goldiș, Vasile Luca, regele Ferdinand I, Iuliu Maniu. Sunt foarte multe personalități. 24 de personalități. Mi-a făcut plăcere să citesc această carte și mi-a făcut plăcere să-l regăsesc în carte pe Goga. Cred că versurile acestui poet, pe care le-ați ales dumneavoastră în carte, sunt reprezentative pentru întâlnirea noastră. Așa este. La noi sunt codri verzi de brad și câmpuri de mătasă. La noi atâția fluturi sunt și atâta jale în casă. Privighetori din alte țări vin doina să ne asculte. La noi sunt cântece și flori și lacrimi multe, multe. Pe boltă sus e mai aprins la noi bătrânul soare, de când pe plaiurile noastre nu pentru noi răsare. La noi de jale povestesc a codrilor de sișuri și jale duce Mureșul și duc tustrele crișuri. La noi nevestele plângând sporesc pe fus fuiorul și îmbrățișându-și jalea plâng și tata și feciorul. Sub cerul nostru înduioșat e mai domoală hora, căci cântecele noastre plâng în ochii tuturora. Și fluturii sunt mai sfioși când zboară în zări albastre, e lacrimi de-ale noastre, iar codrii ce înfrățiți cu noi își înfioară sânul, spun că din lacrimi împletit și oltul biet bătrânul. Avem un vis neîmplinit, copil al suferinții, de jalea lui ne-am răposat și moșii și părinții. Din vremi uitate de demult, gemând de grele patimi, de șertăciunea unui vis, noi o stropim cu lacrimi. Doamna Lucia Hosulongin, acestea sunt lacrimile vărsate de români la vizionarea reportajelor realizate de dumneavoastră. Când ai să faci un cântec după Coșbuc? Promitem după că ai Goga. Să faci. După Goga, pardon. Uite, vă promit, doamna Lucia, doamna Hosu, că am să fac un cântec pe versurile lui Goga, mai ales că am absolvit actoria cu casa noastră a lui Goga. Vreau să vă mulțumesc. Aș vrea să-i ofer doamnei Lucia Hosulongin distincția drag de România mea pentru fiecare clipă pusă în realizarea profesiei nobile, pentru profesionalism, dăruire și perseverență. Mulțumesc și vreau să felicit televiziunea română pentru că are asemenea emisiuni în sumarul ei, are asemenea personalități cum e Paul Surugiu. Acesta este rostul unei televiziuni publice, ce face Paul la noi în studioul 2. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos și vă îmbrățișez! Dragi prieteni, în minutele care urmează o să avem alături de noi un simbol al muzicii ușoare românești cu o carieră de peste 30 de ani. Cu numeroase fațete artistice, căldură în glas, Floarea de colț adusă la malul mării, a lansat în ani numeroase piese cu statut de melodii nemuritoare. O luptătoare cu viața, un exemplu de conduită, un capitol al genului pop românesc. Doamnelor și domnilor, Ileana Șipoteanu.
spre cer, pe obraz prima stea, astăzi din palma mea o zbura iar poporii, mai departe ca nori. Când voi regăsi un ceas dintr-o vară, poate atunci am să-și cer să te întorci cu un pas, doar un timp de bopas. Ileana și Poteanu! Bine ai venit, draga mea, Ileana! Îți mulțumesc că astăzi ești în platoul televiziunii române. Pentru emoția din vocea sa, pentru sensibilitate și naturalețe, pentru profesionalism și dăruire, pentru decența ei, Ileana și Poteanu primește distinția Drag de România! Mulțumesc. Te iubim, Ileano! Mulțumesc! Ce e asta? Cum se numește? Este o cocardă tricoloră, iar aici ai o distinție. Îmi place cum sună, Paul, cocardă. Și un buchet superb de flori pe care o să-l păstrez mulți ani. Vai, pentru că e bumbac și greu din partea prietenei mele care a realizat aceste aranjamente foarte superbe. Frumos, foarte frumos! O să ai și niște produse naturale de la Sanovita, dar nu le iei acum, pentru că mai cânți azi. Mâine. Dragi prieteni, aș vrea să o întreb pe Ileana. Aș vrea să-mi spună cât de dragă este România, numele emisiunii noastre fiind Drag de România mea. Hai să spun așa. Sunt româncă adevărată. Româncă din Mușel. Și mi-e drag de țara mea, că e frumoasă și bogată și săracă vai de ea. Tu nu prea vorbești în rimă. Să știi că m-am pregătit, Paul. Descoperim astăzi o nouă Ileana și Poteanu. Nu știam că treci, hai, pui, pe la poate.
Eu nu te mai așteptam cu flori în prag, doar în tub și priveam. S-au uscat mușcatele, florile suratele. Bate vântul noaptea-n geam și nu mai am cui să-i spun că mi-ești dragă. Cine mi-a luat iubirea să-l ajungă dorul? Să stea cum stau eu mereu cu tine în gând, doar să te văd trecând. Cine mi-a luat iubirea să nu aibă parte decât de suspin, din vin să bea pe lin și lacrimi cu ciorul? Într-o bună zi, când tu n-ai să mai vii, să-mi înțeleagă dorul. Dragoste fără noroc, te-aș găsi și ți-aș da foc. Să te faci numai scântei și să te duci peste vânt unde vrei. O scânteie și o stea arde iarba-n cara ta. Ocolind pe drumuri lungi așa curând unde-ai vrut să n-ajungi. Cine mi-a luat iubirea să-l ajung? Să cum stau eu mereu cu tine în gând, doar să te văd trecând. Cine mi-a luat iubirea să nu aibă parte decât de suspin, din vin să bea pe lin și lacrimi cu ciorul? Și într-o bună zi, când tu n-ai să mai vii, să-mi înțeleagă dorul. Și lacrimi cu ciorul. Și într-o bună zi, când tu n-ai să mai vii, să-mi înțeleagă dorul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dragii mei, vreau să vă spun că acest cântec a fost compus de un mare realizator de televiziune și compozitor care e bolnăvior și îi dorim sănătate, alături de minunata soție Adriana Marian. E vorba de Gheorghe Marian, iar versurile sunt scrise de Mala Bărbulescu. Vă iubim, dragilor! Aplauze pentru Ileana și Poteanu! Mulțumesc! Mulțumesc, dragilor! Doamnelor și domnilor, teatrul și filmul au mers mereu mână în mână, dar nu e la îndemâna oricui să dea scena pe micul ecran. Și nici invers, iar cei care reușesc să construiască caractere veridice pe ambele planuri sunt cu siguranță înzestrați. Este și cazul următorilor mei invitați, două figuri care au marcat generații cu roluri și cu activitatea lor. Ea a strălucit în filme de mare succes precum Liceenii, Declarație de dragoste sau Extemporal la dirigenție. A făcut de asemenea teatru radiofonic și a jucat cu pasiune la Teatrul Național din Iași și la cel din București. El a jucat pe scena Naționalului Bucureștean, a apărut în nenumărate filme și a avut și nenumărate proiecte de televiziune chiar aici, în Televiziunea Română. Eu, lansându-mă la o emisiune dedicată copiilor, Feriți-vă de Măgăruș. Dragi prieteni, cei doi făuritori ai scenei definesc împreună o poveste de dragoste minunată de peste 30 de ani. Trăiesc demn
O viață ce ar putea fi model generațiilor tinere, simplă și discretă. Parcă și teatrul îi respiră, plasându-le imaginea în arhiva aceea de aur a simbolurilor autohtone. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru minunații actori Cristina Deleanu și Eugen Cristea! Ce prezentare! Dragii mei, vă mulțumesc că sunteți astăzi aici și sunt fericit să vă am în platoul emisiunii drag de... România! Da, sigur! Doamna Cristina Deleanu, Eugen Cristea. Cum vedeți România asta acum, în anul 2019? Oh, dar ce repede ne-a luat întrebările! Păi e teatru sau film România? Am tăcut amândoi. Am tăcut dintr-o dată, era să spun. Nu. Și... România este viața noastră, a tuturor, cu bune și cu rele, până la urmă. De pus în scenă n-o punem noi, nu sunt alți regizori mai mari decât noi. Mi-e drag de tema ta, nu știu, mă surprinde și mărturisesc că, uite, eu am zis că dacă n-am toate vorbele cu mine, să citesc ceva din poeții români. Așa. Ce să mai zic? Păi preiau eu de aici, da. Susțin până mor. România este cea mai frumoasă țară din lume. O spun cu tot dragul, o spun cu toată convingerea și ne-am dori ca și oamenii să fie mai frumoși. Da. Dumneavoastră sunteți unii dintre pionerii teatrului independent și da, în România. Adevărat. Oare cum percepe publicul atunci când anumite piese sunt prezentate în locații neconvenționale? Cât de greu este astăzi unui actor să-și câștige existența? Adică... Stai că aici sunt două subiecte separate. Da. Scuză-mă de întrerupere. Povestea cu spațiile neconvenționale nu e chiar rea câteodată. Uh-huh. Sigur, nu trebuie să fie mizerie. Da. Dar lucrul ăsta pe noi nu ne deranjează. Uh-huh. Întru totul este... Cum să spun, noi ne adaptăm practic la orice situație. Ne adaptăm pentru că asta am învățat pe de altă parte. Tot în orice spațiu. Chiar și în teatru au fost modificări structurale puternice care ne-au surprins în diferite situații. Așa. Dar povestea cum percepe lumea, lumea vrea teatru și vrea teatru bun și vrea de calitate și vrea artă bună și vrea muzică bună și vrea oameni frumoși. Asta pot să spun. Că la fel umblăm prin țară. Și totuși sălile sunt arhipline. Da. Rămân impresionat de momentul ăsta că oamenii iubesc teatru. Și nu n-au și prea au nevoie multe... totuși de cultură. Da, noi umblăm foarte mult și în provincie. Da. Îmi place că vorbesc de funie în casa spânzuratului, că exact și tu ești toată el. Ziua pe drumuri. Da. Felicitări încă o dată pentru tot ceea ce faci. Da. Oamenii simt nevoia, am zis-o cu tot dragul și cu tot respectul în primul rând. Oamenii simt nevoia să ne vadă de aproape, să ne atingă. Și acum, până am intrat, am avut o surpriză extraordinar de plăcută și de frumoasă cu minunații oameni din publicul emisiunii tale și chiar am intrat emoționați. Pentru aceste emoții și pentru acea mână de aplauze de la final și pentru faptul că îi facem uneori să râdă, alteori să plângă, încă merită să mai trăiești. Dacă îmi dai voie, aș spune ceva în plus, apropo de asta, că nu e vorba numai de spectacole de teatru, e vorba de nevoia de cultură. Da. Și îmi permit să divaghez puțin, dacă e timp,
și să mă rog la Dumnezeu că, apropo de întrebarea ta de la început, cum e România și da. Ce e România și, mai bine zis, ce ar trebui ea să fie, asta ar trebui. Am înțeles. Să fie o țară care să-și dorească frumosul, cartea, școala, sănătatea, dar cartea, pentru mine una, asta înseamnă foarte mult, pentru că dacă știi carte, dacă înveți, dacă îți place să ai cunoștințe, nu culturi vaste, dar cunoștințe, atunci și viața ta devine mai frumoasă. Doamna oamenii... directoare, am înțeles. Nu pot, mă uit în ochii dumneaei și mă gândesc la doamna directoare, da. Care avea o prestanță extraordinară și... Era un model. Eleganță, la fel ca și astăzi. Arătați minunat, doamna Delanu, vă felicit. Mulțumesc. Dar să știi că am făcut mult mai multe filme frumoase decât alea. Alea au rămas și mulțumesc. Toată lumea le știe și asta e atât de frumos pentru tânăra generație, încât cred că până la urmă rămân întipărite aceste filme pentru tine. Nu, dar știi ce o să vă pun să faceți? Pentru că eu cred că cartea asta e carte, e caiet? Ce aveți? E unul din zecile mele de caiete de versuri. Ce-ați vrea să-mi citiți de acolo? Vreau să-ți citesc că nu știam bine despre ce e vorba, de ce să te mint. Și atunci am zis, noi românii trebuie să știm carte și hai să citim pe Blaga. Câte am voie? Puțin. Și aș vrea să spun ceva telespectatorilor înainte de a recita, doamna Deleanu. Nu e nimic rău în a citi. Eu iubesc să citesc versurile. Iubesc să citesc versurile. Poezia este o cale. E o cale. Dar avem multe de vorbit despre calea asta. La următoarea invitație. Vă ascultăm. Uite, să vă citesc ceva deosebit. Firește că eu aleg lucrurile care îmi plac mie, în primul rând. Se numește Pasărea Sfântă. Ai trăit cândva în funduri de mare și focul solar l-ai ocolit pe de-aproape. În păduri plutitoare ai strigat prelung deasupra întâielor ape. Pasăre ești? Sau un clopot prin lume purtat? Făptură ți-am zice, potir fără toarte, cântec de aur rotind peste spaima noastră de enigme moarte, dăinuind în tenebre ca-n povești, cu fluier părelnic de vânt, cânți celor ce somnul și-l beau din macii negri de sub pământ. Din văzducul boltitelor tale amiezi, ghicești în adâncuri toate misterele, înalță-te fără sfârșit. Dar să nu ne descoperi niciodată ce vezi. Stimați telespectatori, o viață trăită împreună, iar pasiunea aceasta nebună pentru teatru e unică. V-a unit. Care este oare rețeta fericirii în familia dumneavoastră? Domnul Eugen. De fapt, ne acceptăm unul pe altul. Cred că înainte de teatru, și o spun cu toată responsabilitatea, ne unește dragostea de cultură. Ne place pictura, ne place muzica, opera, musicalurile, opereta, filmul. Suntem mari consumatori de boală mare, boală mare. Vedem măcar, hai să zicem și adevărul, 2-3 filme pe zi, mai bine zis pe noapte. E această pasiune și pentru... Care este unul din filmele preferate, dacă tot vorbeați de filme? Filmele preferate, avem
cele mai recente, deci A Star Is Born, s-a născut astea, și Bohemian Rhapsody. Ei, ce frumos. Da, astea mi se par și acum răscolești iar cuțitul în rană, pentru că eu sunt fan până la moarte al lui Freddie Mercury, da, și al filmului de calitate în general. Și ăsta a fost un film de calitate, ca și A Star Is Born. De ceva unit cultura. Da, eu așa zic, înainte de orice. Dragii noștri, primiți în această emisiune, această gală, două distincții care poartă numele emisiunii noastre. Doamna Deleanu, aveți ochii în lacrimi? Da. Vreau să vă spun că v-am pus o poză emoționat. Superbă aici. Da, o cunosc. Ia, ia. Da, e o poză de pe internet. Și vreau să vă ofer o cocardă tricoloră care poartă numele drag de România mea. Superb. Uite și microfonul și doamne. Iar mie mi-ați dat aici o fotografie de la urmăriți, prindeți, arestați. Așa, da? Și vă ofer acest buchet pe care o să-l păstrați mulți ani de acum înainte, greu și bumbac, în trei culori. Doamne, cu stegulețul. Mulțumim. Da. Să știi că eu îmi pun steag, noi ne punem steguleț de 1 decembrie la geam. Și pentru că faceți acum, câți ani faceți anul acesta de când sunteți împreună? Pe 4 august facem 35. 35 de ani în sol major? Nu se poate! La mulți ani cu sănătate, să vă dea ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți și dumneavoastră, la... Este mare, mare pentru... Tortul este oferit de cofetărire Claus! Mulțumesc! Vai de bine! A fost foarte frumos la voi! Vă mulțumesc frumos, dragii mei, deloc întâmplător. Emisiunea aceasta se numește Drag de România... De patria aceasta pe care mulți uneori, fără înțeles, o blamează și o lovesc, conștient... Vreau să-l ascultăm în minutele ce urmează pe minunatul Eugen Cristea, care de altfel are un proiect special de folk cu chitara, cântându-ne o piesă cu un text impresionant scris de Daniel Iancu. E vorba de Patria. Mi-aș dori să-l ascultăm, să-l apreciem și să-l iubim. Aplauze pentru Eugen Cristea! Un puștoan întreabă pe mămica sa, de-o face să-și închită vorbele. Ce este, mamă dragă, patria, că ne omoară învățătoarele? Mămica lasă jos sacoșa-n drum, ar vrea să plângă și să râd ar vrea. Copile, sincer, nu știu ce să-ți spun, atâta știu ce s-a ales din ea. E locul unde de 60 de ani își bagă prutul coada printre noi, și doar pentru un pumnișor de bani porumbul nu mai este păpușoi. Luceafărul se-ntoarce în mormânt, că două vorbe nu mai pot să schimb pe acest picior de plai, pe acest pământ. Româna se vorbește în două limbi. Patria, patria, ce este, mamă dragă, patria, ce poate să-ți spună mama ta, ca să înțelegi ce înseamnă patria. E o țară unde, ca să fii docent,
Lucrarea ți-o încep luni și o termin joi. Să fii patron de club e suficient. Să ai în Dobrogea un cârp de oi. În pușcărie domn de vrei să fii. Să ai celulă de miliardar. Îți treci toată averea la copii. Și în CV îți treci că ai fost primar. În loc să scoți cărbune te apuci și bați. Și lași orfani o droaie de copii. Și în loc ca să dai țării kilovați, dai țării un volum de poezii. Ne luăm ostatici singuri noi pe noi. Cu-n circ de zero lei și zero bani. Cum e posibil veți afla doar voi peste aproximativ 50 de ani. Mare șef, te roagă mama ta acum ceva. Să nu dai formele de relief, că asta mai rămas din țara ta. Ba nu, mai e un lucru, am uitat. Mămica ta te roagă, puiule, în caz că vei ajunge șef de stat, să nu dai varză, varză, viezure. Sunt curios ce se va întâmpla, ce mama puștiului răspuns va da. Peste jumătate secol și ceva, la întrebarea ce e patria, ce mama lui răspunsul ei va fi, ce mama ei de viață vom trăi, ce mama lor de șmecher de copii, ce mama ei de treabă vor gândi. Patria, patria, ce este mamă dragă, patria, ce poate să-ți spună mama ta, ca să înțelegi ce înseamnă patria. Vă iubesc, dragi prieteni, vreau să mulțumesc partenerilor noștri oficiali din cadrul emisiunii Drag de România Mea. Aplauze pentru Mobila Ardudana. Cotnari S.A., cel mai vândut vin din România. Simona, îți mulțumesc pentru aranjamentele superbe din platou. Prietenii noastre Elena Stoica pentru minunatele flori în trei culori. Dar și prietenilor de la Sanovita pentru produsele naturale. Vă mulțumesc și vă iubesc! Ne vedem săptămâna viitoare! Se fac mai scurte, primăvara visele se fac mai multe. Primăvara păsările se întorc la cuibul lor atât de îndepărtat. Primăvara liriacul înflorește, primăvara soarele din nou zâmbește. Primăvara dorul e mai căutat, anotimpul ce l-am așteptat. Hai împreună cu chitara în nopțile de primăvară. Hai să cântăm ce știm mai bine, de bucurie și de dor, de viața care nu-i ușoară și de iubirea cea amară, cum un băiat iubea o fată. Un cântec de amor. Primăvară, primăvară, primăvară este
este iarăși primăvară. Ne încearcă dragostea câta oară. Primăvara dorul e mai căutat. Anotimpul ce l-am așteptat. Hai împreună cu chitara în nopțile de primăvară. Hai să cântăm ce știm mai bine, de bucurie și de dor, de viața care nu-i ușoară și de iubirea cea amară. Cum un băiat iubea o fată. Un cântec de amor. Primăvara, primăvara. Hai să cântăm ce știm mai bine, de bucurie și de dor, de viața care nu-i ușoară și de iubirea cea amară. Cum un băiat iubea o fată. Un cântec de amor. Hai împreună cu chitara în nopțile de primăvară. Hai să cântăm ce știm mai bine, de bucurie și de dor, de viața care nu-i ușoară și de iubirea cea amară. Cum un băiat iubea o fată. Un cântec de amor. Primăvara, 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 primăvara.